și probabil că dau o bursă suplimentară. Așa, acești copii sunt susținuți și cu un contract de școlarizare care constă în plata personalului care își realizează activitatea acolo. Asta înseamnă profesori care didactice, personal auxiliar, didactic și personal nedidactic. Și cazare. Deci, și cazare și tot. Deci dânșii sunt cei care școlarizează prin acest contract de școlarizare, susțin acești elevi. De aceea îi obligă, după ce termină cei 3 ani profesională, cel puțin 3 ani să rămână mai departe în companie. Deci susținerea la noi nu este de către Astra Vagoane sau ceilalți parteneri, decât prin această bursă suplimentară, ca să poată să îi aducă și în practică. Și practica normal, că de aceea este un contract de practică, nu este un contract de școlarizare. Și ca să întărim puțin acest lucru, și noi, acum vreo 10-15 ani, am realizat un astfel de parteneriat, tot cu vagoanele, cum se numeau înainte, vagoane mari, cu vagoane călători, prin care copiii aceștia erau școlarizați și susținuți, inclusiv cu ce v-am spus înainte, plata personalului, auxiliarilor, nedidacticului, utilitățile care trebuiau plătite la mine de școală. Da, și atunci s-a încheiat contractul. Și era acest contract de școlarizare care obliga după 3 ani de zile să rămână în companie cel puțin 3 ani. Deci și noi am lucrat așa.